Salut și bine ați venit la un nou clip. În acest clip voi aduce argumente altui clip în care se povestește despre de ce nu este bine să folosești Linux. Am urmărit acel clip și aduce câteva argumente, cam încurcă lucrurile. Se referă clipul mai mult la utilizatorul simplu, dar aduce vorba despre servere, despre distribuții care nu sunt destinate utilizatorului simplu și așa mai departe. În acest clip voi comenta și cel mai important voi aduce argumente de ce, adică despre lucrurile care se greșește în acel clip. Vă rog să vă uitați în continuare acestui clip ca să vedeți despre ce este vorba și totuși de ce este bine să folosești Linux. Acesta este clipul de față, cum se vede și în titlu, de ce nu ar trebui să folosești Linux. Probabil. Și haideți să îi dăm un play, să vedem ce se vorbește și argumentele mele sau comentariile mele la ceea ce spune în acest clip. Ok, deci astăzi vom vorbi despre un topic delicat. De ce n-ar trebui să folosești Linux? Adică oricât de mult n-am lăudat acest sistem de operare, tot nu va fi folosit zi de zi de consumatorul obișnuit. Deci nu va fi folosit zi de zi de utilizatorul simplu. Păi, ce să spun? Eu sunt un utilizator cât se poate de simplu de calculatoare și folosesc Linux zi de zi. Și nu sunt singurul. Mai cunosc și alte persoane care folosesc calculatorul zi de zi cu Linux. Chiar și maica mea a folosit Linux pe laptopul ei până i s-a stricat. Bun. Să vedem mai departe ce se spune în acest clip. Există o tonă de videocliburi pe internet care îți explică de ce ar trebui să folosești Linux, dar puțin îți spun de ce n-ar trebui să-l folosești. Care sunt de fapt dezavantajele care pentru majoritatea sunt un deal breaker? Deci dacă ești de acord cu vreunul din punctele menționate, ar trebui să te mai gândești dacă vrei. Nu sunt de acord cu punctele menționate și o să vedeți și de ce nu sunt de acord. Să-l instalezi. Trebuie să menționez că eu folosesc Ubuntu Server pe home lab-ul meu și Deci la începutul clipului se referă la utilizatorii simpli și aici prezintă Ubuntu Server. Păi ce are serverul cu utilizatorii simpli? Că utilizatorii simpli nu folosesc servere, cel puțin din cunoștințele mele. Hai să vedem mai departe. Și vei afla în curând de ce. Unul dintre cele mai importante motive pentru care Linux ar putea să nu fie pentru majoritatea este că pe oameni interesează în primul rând unetele pe care le folosesc să facă lucrurile posibile. Nu interesează cum funcționează sub capotă sau ce date le extras Microsoft. Ne folosim zilnic de tot felul tehnologii fără să cunoaștem ce sunt acestea și cum au fost create. Câți dintre voi știți de modelul OSI care face comunicarea calculatoarelor într-o rețea posibilă? Și chestia asta e total ok, totul trebuie să fie cât mai simplu. Aici la ce exemplu dă, acest exemplu nu este bun, să spun, pentru utilizatorii simpli. Oricum, pe un utilizator simplu, nu îl interesează cum funcționează în spate, ceea ce are dreptate aici. Dar exemplu, părerea mea este cam proastă, odată ce tu te referi ca la începutul clipului la utilizatori simpli. Până acum, a sărit de la utilizator simplu la servere și informații care nu contează pentru utilizatorul simplu. Dar da, pe utilizatorul simplu nu îl interesează ce este în spate și cum funcționează sistemul în spate, unde nu se vede.
simplificat pentru a te putea concentra pe ce este important pentru tine. Și Windows deține cel mai mare catalog de aplicații compatibile. Deci cam orice ar avea nevoie utilizatorul obișnuit, găsește pe Windows. Dar pe Linux există o posibilitate să nu. Și aici, într-un fel are dreptate, într-un fel nu are dreptate. Windows are cel mai mare catalog de aplicații. Greșit. Și Linux-ul are un catalog de aplicații foarte mare. Dacă nu folosești Linux, n-ai de unde să știi. Câte aplicații se găsește în acest sistem de operare care, din câte se pare, utilizatorii de Windows îl cam dau de pământ, pentru că nu știu ce înseamnă Linux așa cum trebuie. Hai să vedem ce urmează mai departe. Nu. Pentru mine produsele Adobe sunt super importante și nu le avem pe Linux. De asta nu... Pentru el produsele Adobe sunt foarte importante, dar el, cel care a făcut acest clip, nu este un utilizator simplu, este un creator de conținut. Un utilizator simplu nu o să folosească niciodată un program de la Adobe. Pentru ce? Să facă ce? De exemplu, cu suita de programe de la Adobe. Un utilizator simplu îl interesează să se uite la un film, să asculte o muzică, să editeze un document pentru școală, pentru lucru, mai știu eu, jocuri. Ok, hai să... Deci, sper că am lămurit și treaba asta. Asta nu mi-l voi instala niciodată pe PC-ul principal. Linux nu e tocmai intuitiv. Adică ai o interfață de utilizator și te poți folosi de ea. Înainte să comentez aici sau să-mi aduc argumentul, am uitat să specific ceva cu gama cea largă de programe care o are Windows-ul și Linux-ul nu are. Ceea ce am spus din contră că are și Linux-ul. Sunt multe programe, dar foarte multe programe populare care se găsesc atât pe Windows cât și pe Linux. De exemplu, Google Chrome, Mozilla Firefox, VLC, sau Media Player VLC, Spotify, Discord, Telegram. Ce să mai spun? Thunderbird, care este un program de e-mail, client de e-mail. Deci sunt programe care se găsesc și pe Windows și pe Linux, pe care utilizatorul simplu le folosește zi de zi. Bun. Acum. Ce avem aici? Unde am rămas? La Linux-ul nu este atât de intuitiv. Dar aici acum am câteva idei notate, iar am uitat să spun ceva. La faza cu că el folosește produse Adobe. Dacă nu faci bani, nu recomand să folosească programele Adobe, pentru că costă foarte mult. Și dacă nu faci bani serioși, n-are rost. Sunt programe alternative sau înlocuitoare gratuite care fac o treabă foarte bună. De exemplu, cum este GIMP, Krita, Blender, DaVinci Resolve, Inkscape, programe care merg și pe Windows și pe Linux. De exemplu, programul Blender se folosesc foarte mulți profesioniști. Deci nu utilizatorii simpli ca mine care fac un simplu clip care se poate edita cu aproape orice program simplu și gratuit. Deci da, dacă vrei să modifici rezoluția unei imagini, nu ai nevoie de Adobe. Îți pui, de exemplu, GIMP-ul sau Krita, care sunt gratuite. Și pot să spun că programul Krita are foarte multe opțiuni de editare a imaginii. Și mai sunt programe care își fac treaba foarte bine. Bun, mai departe. Deci,
Interfața la Linux nu este foarte intuitivă. Să vedem ce mai spune. Da, dar la un moment dat, inevitabil va trebui să folosești linia de comandă, chiar pentru a face ceva de bază. Asta necesită să cauți pe... Nu-i dau dreptate. Chiar nu-i dau dreptate aici. Pentru că Linux nu este un singur sistem de operare. Linux se împarte în mai multe sisteme de operare care se numesc distribuții. Și aceste distribuții Linux sunt de mai multe feluri. Sunt distribuții Linux pentru novici, începători, pentru utilizatori mai avansați, pentru utilizatori și mai avansați sau profesioniști. Și, de exemplu, distribuțiile Linux care se pot compara cu Windows-ul sunt, de exemplu, dau numai câteva exemple, nu o să le enumăr pe toate, sunt foarte multe. Zorin OS, Linux Mint, MX Linux, Kubuntu. Deci aceste distribuții menționate, plus distribuția care se vede în imagine, în video, este Ubuntu, se pot folosi doar din grafică. Exact ca Windows-ul. Nu ai nevoie de linia de comandă. Nu ai nevoie de linia de comandă chiar deloc. Se poate folosi Linux-ul doar din grafică. Cel puțin acestea menționate de mine. Și acum să vedem ce mai spune mai departe, ca să mai vin cu argumente. Cauți pe Google soluții, să înveți niște comenzi și să înțelegi cum funcționează. Și depinde de ce distribuție alegi. Dacă ești pe Ubuntu, ok, ai mai multe unelte de bază. Dar dacă ești pe... Deci chiar el spune, dacă ești pe Ubuntu, ai mai multe unelte de bază. Deci nu ai nevoie de linie de comandă, practic. Dar după aia sare la următoarea distribuție. Debian trebuie să instalezi. Debian. Debian, sistemul de operare Debian sau distribuția Linux Debian, nu este o distribuție pentru novici, pentru începători, care să se compare cu Windows-ul. Este o distribuție mai avansată, deci pentru utilizatori mai avansați. Acolo, da, la o distribuție Linux mai avansată, pentru avansați, ai nevoie să cunoști și linia de comandă, pentru că nu o să meargă totul din prim așa cum vrei. Mai trebuie făcute anumite ajustări. Bun. Instalezi și să gestionezi multe aplicații singur. Windows sau macOS sunt point and click. Ceea ce vezi în față este ceea ce există. Deci Windows și macOS sunt point and click. Ceea ce vezi în față este ceea ce există. Dar cum am spus și mai devreme, distribuții Linux ca Linux Mint, Zorin OS, MX Linux, Kubuntu, chiar și Ubuntu sunt distribuții Linux sau sisteme de operare Linux exact ca Windows și Mac OS. Click on point, ceea ce vezi este ceea ce există și n-ai nevoie de linia de comandă. N-ai nevoie de comenzi. Mouse-ul. Iei mouse-ul și click, 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 click. Ca pe Windows. Next, 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 finish. Bun, să vedem mai departe. Cine își poate da seama singur, fără ajutorul forumurilor, cum se poate folosi de funcțiile de bază? Și asta ne duce la argumentul următor. Așa și la Windows, la Linux. Îl poți folosi numai citind ce scrie acolo pe grafică și îți dai seama la ce se referă și ce trebuie să faci. Ai nevoie de documentație. Te poți descurca singur. Motor. Windows și macOS funcționează out of the box. Orice distribuție de Linux... Pardon, mă scuzați. Windows și macOS funcționează out of the box. Aceeași treabă care am spus-o mai devreme, de două ori încă. Nici nu mai repet numele la distribuții, că n-are rost. Numai trebuie să dați back la clip și vedeți cum se numesc. Și acestea funcționează out of the box. Next, next, finish, click și așa mai departe, doar cu mouse-ul ca în Windows. Deci nimic ca nou până acum, doar că se distribuie
se partajează informația greșită despre Linux. De Linux necesită să setezi tu niște chestii, să instalezi niște pachete, să schimbi ceva aici, să ștergi ceva acolo. N-am instalat niciodată o distribuție de Linux și am zis, ok, asta e tot. Eu mi-am instalat distribuții de Linux și am zis că asta este ok. Pe lângă faptul că mi-am instalat programele necesare pe care le folosesc zi de zi. Altceva n-am mai avut de făcut. Pentru ce? Să modific ce? Să fac ce? Din linia de comandă. Se poate instala programe din mediul grafic, se poate face anumite setări din mediul grafic, se poate elimina programe din mediul grafic. Nu am nevoie de linia de comandă. Eu personal am făcut acest lucru și cunosc persoane care au făcut acest lucru. Folosesc Linux doar din mediul grafic, ca Windows-ul. Hai să vedem mai departe. Tot. Întotdeauna trebuie să stai o zi întreagă să-ți pui serviciile și să faci modificările ca să te poți folosi de sistem. Absolut fals. Câtă zi la Windows să îl instalezi, să instalezi programele necesare, așa e și la Linux. Ți-ai instalat sistemul de operare, ți-ai instalat programele și îți faci treaba mai departe. N-ai nevoie nicio setare în plus. Doar dacă folosești distribuții mai avansate, mai grele, pentru utilizatori mai avansați. Acolo da, recunosc, dau dreptate, acolo trebuie anumite setări. Pe când celelalte sisteme de operare o fac automat la instalare. Suportul pentru driver... Celelalte sisteme de operare o fac automat la instalare. Serios? Acum am o întrebare către toți utilizatorii de Windows și de macOS. Când un Windows a făcut de la instalare să aveți Media Player VLC instalat sau Mozilla Firefox sau Winamp, popular Winamp de mult sau Spotify sau ce să mai spun, WhatsApp, Telegram. N-am nimic cu cel care a filmat clipul, doar că nu îmi place argumentele care le aduce. Mie îmi place adevărul. Niciun sistem de operare nu îți face totul pe plac. Nu îți aduce totul acolo în față, tot ce ai nevoie. Microsoft Windows îți vine, de exemplu, cu browserul Microsoft Edge, pe care îl folosesc foarte puțini utilizatori. Majoritatea instalează Google Chrome, Mozilla Firefox, Brave. Nu ți le aduce Microsoft acolo, nu ți le aduce Windows-ul, nu ți le aduce macOS. macOS e cu Safari. De când până când? Mai dăm o dată play. Sistem, pe când celelalte sisteme de operare o fac automat la instalare. Suportul pentru automat la instalare. Ce fac automat la instalare în afară de a-ți pune sistemul de operare pe stocare, pe calculator, pe laptop? Restul trebuie să le faci manual. Să intri în navigator, să scoți programele, să intri în setări, să-ți faci anumite setări, rezoluția, dacă nu-ți convine, poate nu a luat-o din prima, trebuie să dai la, de exemplu, la actualizări, să se instaleze actualizările, că Windows-ul nu le instalează pe toate, chiar dacă îți vin acolo, trebuie să mai dai și acceptul. Așa e și la Linux. Ți-a apărut acolo o notificare, ai primit actualizări. Trebuie să dai un click să se pornească instalarea actualizărilor. Deci, nu vine să cred așa. Bun, mai departe. Pentru drivere pe Linux a fost întotdeauna o problemă. Când îmi instalam Linux Ubuntu pe serverul meu de acasă, tot primeam crash în proces. Iar revin la începutul clipului, când a început cu utilizatorii simpli și acum vorbește despre Ubuntu Server. Ce are serverul cu utilizatorul simplu? Niciodată un utilizator simplu nu o să folosească
Un server. Un server. Deci le combină, îi dă peste cap pe orice utilizator simplu. Probleme cu drivere. Ai avut probleme cu driver pentru că nu ți-ai instalat versiunea de driver corespunzătoare. Plăci tale video. Am laptopul meu, de exemplu, merge, e un laptop mai vechi. Cu Intel n-am nicio problemă, merge perfect. Cunosc persoane care au AMD sau Nvidia. Și le merge perfect. Și pe Windows. Windows îți dă la actualizări o versiune de driver pentru placa video. Dar aia nu înseamnă că e cea mai bună versiune de driver. Și până la urmă ajungi să descarci driverul necesar pentru placa video pe care o ai. Nvidia, AMD, Intel, ce-o fi. Îi dau dreptate că această problemă a fost în urmă cu 15-20 de ani. Hai să zic și 10 ani, să exagerez, și în urmă cu 10 ani. În prezent nu ai nicio problemă dacă instalezi driverul necesar pentru placa video. N-ai cum. De exemplu, sunt într-o comunitate unde sunt și într-o comunitate pe Discord, unde sunt și utilizatori de Linux, și utilizatori de Linux, și utilizatori de BSD, și utilizatori de macOS. Au fost câțiva utilizatori care și-au pus Linux și aveau placă video Nvidia. Și au venit acolo pe Discord și au scris, nu merge placa video cum trebuie. Până a venit un coleg, să-i spun așa, un utilizator de Linux și a întrebat ce driver folosești. Surpriză, ce driver folosești? Păi, X. Ce placă video ai? Z. Păi, pentru placa video Z îți trebuie driverul Y, nu X. Și a instalat omul driverul și merge perfect. Așa și la Windows. Când îți iei un Nvidia RTX 4080 și ți-ai pus un calculator, trebuie să instalezi și driverul dacă vrei să-ți meargă bine, că altfel nu. Dar nu poți să instalezi driverul de la GTX 1080 ca să-ți meargă RTX 4080. Deci, informații total false din partea acestui creator de conținut. Dar și când mă foloseam de sistemul de operare. Am scos fiecare componentă pe rând și am băgat-o înapoi, dar într-un final placa video Nvidia era de vină. Aparent sunt niște probleme cu driverele și nu e doar în cazul meu, în general cu plăcile video și imprimante. Și în general, spus și din imprimante, și în general cu plăcile video și imprimante sunt probleme. Total fals. Mai înainte am explicat cu placa video. Ai nevoie de driverul corect pentru placa video pe care o ai. Nu poți să instalezi orice driver, exact ca pe Windows. Imprimantele? Am o imprimantă HP. Nici nu m-am interesat dacă merge pe Linux când am cumpărat-o. Deloc. M-am dus în magazin, am cumpărat-o, am venit acasă, am conectat-o la laptop, a mers din prima. Sunt. Poate că sunt. Imprimante care... Acum, la câte imprimante sunt? N versiuni și N modele de imprimate, da, nu o să meargă toate pe Linux, dar hai să spun 90% merg și pe Linux, fără nicio problemă. Bun, mai departe. Imprimantele întotdeauna au fost probleme. Gamingul pe Linux nu e chiar acolo, Windows domina aici piața. Și știu că există Steam Deck pe Linux, au câteva mii de jocuri, ceea ce e tot puțin în comparație. Dar fair enough, au reușit ceva destul de tare. Dar dacă vrei să joci niște jocuri pe pistol cu Linux, tot poți, dar va trebui să faci o tonă de setări, să instalezi niște pachete. Bun. Îi dau dreptate cum că zona de gaming este dominantă pe Windows. Acesta este adevărul. Dar acum,
că jocurile nu merg pe Linux. Că trebuie să faci o tonă de setări. Să instalezi zeci de mii de aplicații să-ți meargă jocurile pe Linux. Într-adevăr, trebuie să mai instalezi un program sau două în plus și să mai dai două clicuri, trei în plus, tot din grafică. N-ai nevoie de terminal, de linia de comandă, tot grafic. Și merg majoritatea jocurilor. Triple A, cum le zice la jocurile astea. Super premium. Merg. Sunt jocuri cu anti-cheat care nu merg. Aici, da, într-adevăr, sunt câteva jocuri cu anti-cheat care nu merg, sau cum se pronunță în engleză, care nu merg pe Linux. Nici un fel. Dar, cum am spus, 90% dintre jocurile de Windows merg pe Linux perfect. Dar da, trebuie să instalezi un program sau dau în plus și să mai dai 2-3 clicuri în plus și ta merge jocul. Să vedem ce mai zice. Cred că mai zice ceva despre video. Despre pachete jocuri. și tot nu e garantat că va rula. Stai toată ziua la butoane ca să poți porni un joc. Comunitatea pe Linux nu e... Trebuie să stai zeci de mii de ani să faci un joc să meargă. Nu-i drept. Nu este drept. Și s-a demonstrat că jocurile pe Linux merg mult mai bine ca pe Windows. Dau un exemplu, dacă pe jocul X ai 100 de FPS-uri pe Windows, pe Linux o să ai cel puțin dublu de FPS-uri pe Linux. Pe la joc sau ce am mai deja nici nu mai știu ce vorbesc. Deci, dacă ai 100 de FPS-uri pe Windows, pe Linux o să ai cel puțin dublu la FPS-uri. Pe Windows, jocurile se folosesc de DirectX, care și acela trebuie instalat, ori îl instalează jocul, ori îl instalează Windows-ul prin update-uri. Pe Windows, pe Linux o să ai, se numește Vulkan, ca și pe Steam-ul Deck acela, Steam Deck, de la Valve. Deci, puteți căuta informații despre comparația între Windows și Linux la jocuri, dar într-adevăr informațiile acestea care demonstrează că jocurile merg mai bine pe Linux sunt puține, sunt foarte puține și le găsești greu pentru că se promovează Windows-ul. Asta e. Bun. Mai departe, să vedem că era ce vorba de comunitate. Nu e atât de bună. Toți sunt divizați în tabere bazate pe distribuții. Am observat că de curând a început un hate împotriva. Toți utilizatorii de Linux sunt împărțiți pe tabere. Pe comunitate, nu pe tabără. Pe comunitate. Și e ceva normal. Cum am mai explicat și în acest clip, distribuțiile sau sistemele de operare Linux sunt de mai multe feluri. Pentru novici începători, pentru avansați, pentru profesioniști și așa mai departe. Nu poți să folosești un sistem de operare. De exemplu, Ubuntu. Când cauți comunitatea pentru acea versiune de Linux, e clar că cauți comunitatea pentru Ubuntu. Pentru că este cea mai potrivită comunitate să te ajute dacă o să ai nevoie. Nu poți să mergi să intri în comunitatea de Arch Linux sau Fedora și să te ajute la Ubuntu. Sunt distribuții sau sisteme de operare diferite. În mare parte sunt la fel, dar totuși diferite. Și atunci n-are cum să te ajute un utilizator de Fedora să te ajute, să-l ajute pe utilizatorul de Ubuntu. Deci, cum am spus, chiar dacă sunt în mare parte la fel, totuși sunt diferite. Se comportă un pic diferit Ubuntu față de Fedora sau Arch Linux. Și atunci, da, ai nevoie de comunitate să te ajute. Și de aceea sunt comunitățile diferite sau mai multe.
la Linux. Windows-ul este unul singur. Că și dacă Windows-ul era, avea mai multe versiuni care se difere între ele, atunci și acolo erau comunitățile împărțite. Potriva Ubuntu, pe când Arch e iubit de toți. Tipii ești... Păi... Au început să fie hate împotriva la Ubuntu și... Toți utilizatorii iubesc Arch Linux. Fals. Această informație este falsă. Hate împotriva la Ubuntu, da, a fost și mai există. Din cauza firmei care se află în spatele la Ubuntu și dezvoltă această distribuție. Pentru că în ultimii ani firma din spatele distribuției Ubuntu, care se numește Canonical, a făcut distribuția foarte instabilă. Ca și cum ar fi o distribuție în dezvoltare, o distribuție beta. Nu te puteai baza pe această distribuție, pe Ubuntu, în ultimii ani. Pentru că a fost foarte rău construită. Dar în ultimul an sau în ultimul an jumate a început să fie mai bună distribuția Ubuntu. Și să sperăm că acest hate va dispărea. Acum, despre partea a doua. Toți utilizatorii iubesc Arch Linux. Nu toți utilizatorii iubesc Arch Linux. Nu toți. Că dacă vine un novice, cum era vorba la începutul acestui clip, vine un novice, un începător pe Linux, ce să facă în Arch Linux? Dacă îi dai Arch Linux, fuge cât vei de cu doi ochi și nu se mai întoarce la Linux. Nu toată lumea iubește Arch Linux. Sunt foarte mulți utilizatori care folosesc Linux Mint, Fedora, MX Linux, OpenSUSE și așa mai departe. Nu toți. De exemplu, pot da exemplu pe mine. Îmi place Arch Linux, dar nu este pe primul loc la mine. Este altă distribuție pe primul loc. Deci, nu toți iubesc Arch Linux. Mai departe, să vedem ce mai zice. Tipii ăștia te vor înjura și îți voi explica de ce o distribuție mai bună ca alta, iar cealaltă tabără îți voi explica de ce distribuții a lor e mai bune, ceea ce poate fi foarte confuz pentru cineva nou în domeniu. Aici îi dau dreptate, aici are foarte mare dreptate. Fiecare utilizator al unei distribuții încearcă să te convingă de ce este mai bună distribuția pe care o folosești el și de ce este mai rea cealaltă. Și încearcă să te aducă. Și pentru utilizatorii novici este destul de rău această treabă, că nu știe spre ce să îndrepte. Dar dacă știi să filtrezi informațiile, este destul de simplu să faci alegerea corectă și să știi spre ce să te îndrepți. De exemplu, tu, cel care urmărești acest clip, și ești novice sau ești utilizator de Windows și vrei să folosești Linux, nu te îndrepta niciodată spre Arch Linux, Debian, OpenSUSE, chiar și Fedora, chiar dacă a început să fie un pic mai ușor de folosit, îndreaptă-te spre Linux Mint, Zorin OS, MX Linux. Sunt distribuții perfecte pentru începători, pentru cei care doresc să încerce și altceva în afară de Windows. Bun. În concluzie, pentru majoritatea populației, Windows sau macOS este cel mai bun sistem de operare pentru desktop, iar Linux e cel mai bun pentru server. Adică atunci când trebuie deja să studiezi sistemul de operare pentru a porni niște funcții mai avansate, de care ai nevoie să fie scalabile. Bun. Nu mai las până la sfârșit să vedem ce zice aici, că Windows sau macOS este cel mai bun sistem pentru desktop și laptop, spun eu. Total greșit. Nu există sistemul de operare perfect. Pur și simplu nu există așa ceva. Nici Mac OS nu este perfect, nici Windows. Chiar dacă Mac OS este cel mai stabil sistem dintre tot ce există.
Deci, să știți, macOS este cel mai stabil sistem din câte există. Dar ca să-l pui pe un desktop sau pe un laptop, trebuie să faci artificii, trebuie să te folosești de linia de comandă, ceea ce în acest clip nu se explică. Cel care a făcut clipul nu explică treaba asta. Linux-ul, macOS-ul se găsește pe un anumit calculator, pe un anumit laptop și pe altele nu se găsește așa cum se găsește Windows sau Linux. Deci ca să-l pui pe orice desktop sau laptop, trebuie să faci artificii și linii de comandă. Deci e greu de portat pe altceva. De ce nu se explică în acest video treaba asta? Windows-ul la câte defecte are și blocări și erori, poți să spui că e cel mai bun pentru desktop și laptop? Eu, de exemplu, n-am avut probleme cu distribuția Linux pe care o folosesc pe laptopul ăsta de nu mai știu când. Mi-a mers laptopul și non-stop o săptămână întreagă și nu s-a blocat nimic. Da, e drept, se mai blochează din când în când, că, cum am spus, nu e perfect niciun sistem de operare. Dar argumentul ăsta acum că Windows și macOS sunt perfect cele mai bune pentru desktop și laptop e greșit. Toate sunt bune dacă știi cum să le folosești. Toate au probleme. Linux-ul este cel mai bun pentru server. Dar ce are serverul cu începutul clipului în care se spune de utilizatorul simplu? Eu asta iar nu înțeleg. Sare de la utilizatorul simplu la servere. Pe la servere nu lucrează utilizatorul simplu, că lucrează mai profesioniști. Pe lângă asta, în clip am menționat de mai multe ori Linux pe server, dar niciodată nu am menționat Windows pe server. Există Windows pentru servere și se numește Windows Server. Este drept că nu sunt așa servere multe ca și Linux, ca și servere cu Linux, de exemplu. Dar există Windows pentru server unde se folosește linia de comandă, ca la Linux. Nu se folosește mouse-ul cu click, click, click și next, next, next. Menționează de Linux pe server, dar de Windows pe server nu se menționează. Așa bagi utilizatorii simpli în ceață. Așa se îndepărtează utilizatorul simplu de Linux. Trebuie să studiezi Linux ca să-l folosești. Așa menționa înainte să pun pauză. Trebuie să studiezi Linux pentru a folosi. Întrebarea mea este: cine s-a născut învățat cu Windows sau macOS? Cine s-a născut învățat? Și Windows-ul și macOS, când începi să le folosești pentru prima dată, începi să studiezi. Încep să le înveți. Să vezi, aici în stânga ce e? Dacă dau click, ce se întâmplă? Așa e și la Linux. Dacă aici în stânga dau click, ce se întâmplă? Orice sistem de operare trebuie studiat. Că nimeni nu s-a născut învățat ca să le știe. N-ai de unde. Linux trebuie studiat. Și Windows-ul trebuie studiat. Eu când am început să folosesc Windows, l-am studiat. Că n-am avut cum să știu să-l folosesc. Așa și la Linux. L-am studiat. Orice am studiat ca să știu să folosesc. Stabile și stabile. Chestia la Linux e dacă petreci o tonă de timp să-l înveți, vei economisi timp până al folosi. Pentru că e mai ușor să scrii o linie de comandă decât să deschizi 5 Doamna, păi că n-am pus de atent. care ai nevoie să fie scalabile și stabile. Chestia la Linux e dacă petreci o tonă de timp să-l înveți, vei economisi timp până Stai o tonă de timp, adică stai mult timp să înveți Linux-ul, dar și la Windows tot așa stai să-l înveți. Cât stai la Windows să înveți, așa stai și la Linux să-l înveți. Dacă vrei să înveți Linux pentru server,
Îl înveți. Dacă vrei să înveți Windows pentru server, îl înveți. Ai ești utilizator de Windows, vrei să treci la macOS, îl înveți, că n-ai de unde să știi să îl folosești. Orice se învață. Vrei să folosești Photoshop, îl înveți. Vrei să folosești Krita sau GIMP, îl înveți. Vrei să folosești Google Chrome, care merge pe orice sistem de operare, îl înveți. Totul se învață, nimic nu se știe. Până a-l folosi, pentru că e mai ușor să scrii o linie de comandă decât să deschizi 5 ferestre și să faci 20 de clicuri. Sfatul. Este mai ușor să scrii o singură linie, este mai ușor să scrii o linie de comandă decât să deschizi 10 ferestre și 20.000 de clicuri. Și la Windows cum e? La Windows cum e? Asta stau și mă întreb. Și mă întreb. Aici, în acest clip, cel care a făcut clipul a tot menționat de linia de comandă din Linux, dar de linia de comandă din Windows n-a menționat. De ce? Eu menționez. Există linie de comandă și în Windows. Vrei să folosești doar grafica? Folosești doar grafica la Linux, ca la Windows. Nici n-are rost să mai dau mai departe la sfârșitul clipului. Dacă a stat până la sfârșitul acestui clip, vă mulțumesc și sfatul meu este așa. Documentați-vă despre orice. Nu mai credeți tot ce vedeți pe internet. Că nu toate informațiile sunt adevărate. Căutați mai multe surse de informare, comparați-vă, comparațiile. Și pe YouTube. Vreți să știți ceva despre Linux? Căutați mai multe clipuri despre Linux. Într-adevăr, majoritatea clipurilor despre Linux, în majoritatea clipurilor despre Linux se promovează linia de comandă. Asta e drept. Sunt puține clipuri în care se arată cum se folosește Linux-ul din grafică. Dar se poate folosi Linux-ul și din grafică. Bun. Și ca încheiere, trebuie să folosiți ceea ce vă place și ceea ce vă ajută să faceți treaba zi de zi. Dacă Windows-ul nu vă mai satisface, treceți la Linux sau la macOS. Nu vă sfătuiesc să treceți la... adică nu, că nu vă sfătuiesc, vă sfătuiesc, vă recomand să treceți la Linux. Dar dacă nu vă place Windows-ul, puteți trece la Linux sau la macOS. E simplu. E simplu de trecut, numai că trebuie să vă documentați. Că și eu pentru Windows v-ați documentat. Bun. Sper că am adus argumentele care trebuie și v-ați făcut o idee despre Linux. Vă mulțumesc că ați stat până la sfârșitul acestui clip. Nu uitați să dați like, share, nu uitați să vă abonați și ne revedem la următorul clip.